Bună seara, prieteni! Vă spun din nou de la Unghiuri Subiective din platourile Link TV. Dragi prieteni, astăzi am deosebită plăcere de a avea un invitat special, respectiv pe domnul ministru Ciprian Teleman. Bun venit, domnule ministru! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule ministru, deși sunteți doar de 4 luni, nu? 4-5 luni în poziția de ministru la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu toate astea aș vrea să punctăm așa pe parcursul discuției noastre câteva dintre realizările pe care le-ați avut în ultimile 4-5 luni. Evident, dragi prieteni, nu poți cere unui ministru cam 4 luni de zile să rezolve probleme ce țin, să zicem, probleme de natură structurală, probleme ce trenează de aproape 30 de ani, poate mai bine. E bine, domnule ministru, aș vrea să pornim discuția noastră de la ceea ce toți românii așteaptă, respectiv digitalizarea sau, așa cum s-a împământenit, scăparea de acel dosar cu șină și de plimbatul hârtiilor dintr-un loc în altul. Și de multe altele care se întâmplă în administrația noastră pentru faptul că, iată, suntem cam la coada clasamentului privind digitalizarea administrației publice. Domnule ministru, digitalizarea asta e așa un termen pe care vă mărturisesc că și mie mi-a fost greu să înțeleg, are foarte multe componente și dacă ar fi doar să ne gândim la partea de interacțiunea cetățeanului cu tot felul de instituții publice, pornind de la primărie, ANAF, absolut toate instituțiile publice, ar fi o chestie pe care am putea o intui. Dom'le, să nu mai mă duc cu hârtiuța să-mi ceară de 3 ore aceeași hârtie la 3 instituții diferite. Dar în spate, de fapt, se află cu mult mai mult decât atât. Și vă propun să îmi spuneți cam ce se află în spatele acestui imens proces de digitalizare a instituțiilor publice. Păi, hai să facem o comparație cu mediul privat, să spunem, sau cu viața noastră personală. Fiecare dintre noi ne-am digitalizat la un moment dat în ceea ce ține de viața noastră personală. Bunoară, dacă și eu și noastră în liceu trimiteam scrisori prin plic, adică în format analogic, de la un moment dat în viața noastră a apărut poșta electronică. Puneam și bilețele care... Mai puneam și bilețele. Da. Așadar, utilizarea tehnologiilor pentru a ne simplifica viața, pentru a ne simplifica anumite lucruri pe care le facem sau de care avem nevoie, o putem numi digitalizare. Așa cum observați, acum 20 de ani era aproape obligatoriu și singura cale pentru a ne plăti impozitele, să mergem la un ghișeu, lucruri care se mai întâmplă și acum. În o serie de localități, lucrul ăsta îl putem face de acasă folosind mijloace electronice de plată. Având un cont în bancă și folosind un cont bancar. Deci, pe scurt, utilizarea tehnologiilor pentru ca viața noastră să fie mai simplă și de timpul pe care îl recuperăm să ne bucurăm în altfel. Da, întrebarea mea mergea către ce ar trebui să facă instituțiile, referindu-ne aici, după cum am spus, de la instituțiile publice de administrație locală, terminând cu ministere, pentru a intra și ei în era digitală. Pentru că, vedeți noastră, s-a întâmplat și cred că îi se întâmplă oricărui român sau celor mai mulți dintre noi, să meargă la un ghișeu la taxe și impozite locale și să ne ceară tantii faceți-mi dovada că ați achitat nu știu ce impozit. Și întrebarea firească, zice, păi băi, tot la voi am achitat, da, dar până caut eu, aduceți-mi noastră copie după chitanța aia. Asta înseamnă o bază de date în spate. Da.
ca să încep așa cu un preambul, dacă ar fi fost ușor, s-ar fi făcut. Așadar, nu e un lucru simplu, pe de o parte, să implici tehnologiile în instituții destul de diferite ca obiect de activitate, iar mai apoi toate aceste instituții să poată, hai să spunem, comunica, tranzacționa folosind tehnologii digitale. Așa cum, de exemplu, curierii, poștașii asigură comunicarea în format analogic, folosind tehnologie, lucrurile astea se pot întâmpla mult mai repede prin interconectivitate. Așadar, acum avem un spațiu digital al administrației foarte insular. Pentru că bunele intenții au existat de a simplifica unele procese. În loc să mai ținem bibliorafturi, a fost mai ușor să colectăm informațiile în baze de date. Acum e momentul în care toate insulele astea trebuie să le unim între ele. Adică, înțeleg din ceea ce îmi spuneți că fiecare a făcut după capul lui. Păi, ne uităm. Avem o aplicație ale ANAF-ului, avem aplicații ale Ministerului Transporturilor, avem aplicații ale Ministerului Mediului, avem aplicații ale Ministerului Sănătății și așa mai departe. Dar sunt insulare. Ministerul Administrației și Internelor au și aplicațiile lor. Dar sunt insulare. Ce avem de făcut în etapa următoare? Să găsim un standard după care aceste mari baze de date comunică între ele, o limbă comună, un limbaj comun, un fel de esperanto al datelor, și apoi să creăm conexiunile dintre ele, să creăm aceste canale de comunicare. Și atunci când vom ajunge în situația asta, nu va mai fi nevoie ca un cetățean să se plimbe de la o instituție la alta. Pentru că instituțiile vor transfera informațiile necesare între ele în mod digital. Eu aș vrea să punctez un lucru interesant fiind în curtea aceluiași minister. Este vorba despre baza de date pentru evidența persoanei și baza de date privind evidența autovehiculelor. Da. Atunci când îți schimbi domiciliu, da, te duci pe de-o parte să îți faci cartea de identitate și după aia trebuie să mai mergi la serviciul SRP CIV sau DRP CIV, da, să schimbi carnetul de șofer, spre exemplu. Lasă mașina. Mașina pot să înțeleg. Da. Dar carnetul de conducere este tot un document emis, dar până la urmă de același minister. Da. Nu ar fi normal, zic eu, ca la un moment dat să mergem într-un singur loc și acolo schimbând domiciliu, să preschimbăm toate documentele de tipul acesta? Asta e ținta și la ținta asta vom ajunge. La finalul, hai să spunem, acestui șantier de digitalizare, lucrul ăsta va fi posibil. Adică bazele de date, în primul rând ale instituțiilor, vor fi interconectate, interoperabile, de asemenea instituțiile între ele vor fi interoperabile. Și dacă tot ați făcut această analogie cu un șantier și îmi închipui că este un șantier foarte amplu, da, evident că orice șantier, orice construcție de genul ăsta trebuie să aibă un plan, trebuie să aibă un cel puțin niște etape pe care urmează a le executa fiecare în parte, fiecare instituție, după care în ansamblu. Există un asemenea plan de acțiuni? Master plan. Un master plan de, da, genul. Da, există. Există și nu vreau să iau meritele nimănui. În guvernele anterioare au fost echipe care au început să construiască deja primele etape, cel puțin la nivel tehnic. De exemplu, avem un studiu foarte serios făcut asupra modului în care ar trebui să arate datele pe care guvernul le păstrează. Apoi există câteva viziuni asupra ceea ce înseamnă cloud guvernamental, cum ar trebui el făcut.
Nu s-o luăm de la capăt de data asta, pentru că am avut grijă să scotocesc în spațiu guvernamental după toate lucrurile care s-au făcut. Și practic vom porni din acel punct. Adică veți continua? Vom continua, da. Fiindcă am văzut din exterior povestea asta, vine altă guvernare, o aia de la zero. Nu, atâta vreme cât sunt lucruri făcute foarte bine de companii din Big Four, din partea altor autorități relevante cu rezultate dovedite, e bine să luăm ce-i bun și să ducem mai departe. Asta ne va economisi timp. Dacă ar fi să mergem așa un pic în concret, în ce etapă suntem acum? Instituțiile au început să își perie acele baze de date și când spun să își perie bazele de date, mă refer și la faptul că, așa cum știm, unele instituții au bazele de date cu date, hai să nu zicem nerelevante, dar nu întotdeauna foarte cu acuratețe foarte bună. Să nu folosim alte... Da. Există dat un semnal de genul ăsta din partea dumneavoastră, a guvernului, către celelalte instituții din ansamblul instituțiilor de stat privind startarea acestui proces? Da, aș face așa un mic istoric al acestor 4 luni. Noi, fiind un minister nou înființat și cumva necunoscut în spațiu guvernamental, am avut nevoie de o etapă în care să ne definim identitatea. Încă nu e definită, suntem în curs de a o defini și probabil că va fi definită de rezultatele acestui șantier. Dar ce am făcut, și aici ne-a dat o mână de ajutor Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, au direcționat marile instituții ale statului, care veneau cu propuneri pentru PNRR, către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Așadar, am avut sute de ore de întâlniri cu instituțiile pentru a înțelege cum își văd fiecare dintre ele digitalizarea. În al doilea rând, pentru a construi scheletul, hai să spunem, trunchiul unui brăduț și cu ramurile lui mari, fără a ajunge la detalii, rămurele și arce de brad, am lucrat în prima etapă pe partea de digitalizare cu colegul nostru, domnul Dragoș Păslaru, care, hai să spunem, a fost o parte din cei care au creionat facilitatea de redresare și reziliență la nivel european. Și atunci, pornind de la ideile respective, am creat așa o structură despre cum trebuie să arate planul de digitalizare a României pe care îl putem fructifica prin PNRR. Și apoi am luat toate propunerile de la instituții și le-am integrat într-un tablou. Într-un tablou despre, odată, cum trebuie să fie privirea de ansamblu și apoi care ar fi etapele pentru a ajunge la un rezultat. Deci cam asta a fost activitatea noastră. În momentul de față avem o propunere pentru partea de digitalizare care a trecut prin 2 iterații la Comisia Europeană. Suntem în etapa de detaliere a costurilor pe fiecare fișă de proiect și cu detalierea asta o să mergem atunci când vom depune propunerea României, propunerea finală. Să înțeleg din ceea ce îmi spune domnule ministru că ne punem mari speranțe în finanțarea din Programul Național de Redresare și Reziliență a acestui obiectiv, zic eu, unul dintre cele mai importante obiective ale României, cu riscul poate de a fi contrazis de unul și de altul, dar eu zic că e unul dintre obiectivele majore, digitalizarea. Deci ne punem speranțele în PNRR, din punct de vedere al finanțării. Pentru o parte din digitalizare, pentru că digitalizarea, fiindcă aici vorbim despre tehnologie și abilități, ea va fi un proces continuu. Acum începem. Și prima etapă e de a avea
acel sistem de care spuneați dumneavoastră, care o să ne scape de inconveniente, de dosar cu șină, de pierdut timp pe la ghișee. Dar ăsta va fi un proces continuu. A fost un slogan acum câțiva ani la World Business Forum, Be Beta. În industria de software, stadiul beta e unul în care mai primești sugestii de la utilizatori și mai poți să schimbi ceva. De fapt, ce voia să spună sloganul ăsta, Be Beta? Trebuie să ne obișnuim să fim tot timpul în stadiu beta. Viața noastră va fi în beta, asta însemnând că avem capacitatea de a asculta utilizatorii noștri, cetățenii respectiv, și de a îmbunătăți continuu. E o altă filozofie decât cea cu care am crescut noi, un produs lansat, așteptăm 4 ani și îl scoatem pe următorul. Dacă țineți minte... Totul e într-o continuă dinamică. Da, și aici e nevoie și de schimbări de paradigmă. Pentru că constat acum, avem aplicații pe care statul le folosește, care n-au mai fost îmbunătățite de 10 ani. Ori au crescut nevoile, au crescut așteptările, s-au schimbat tehnologiile. Noi lucrăm tot cu aplicații de acum 10 ani. Probabil că pe unele va trebui să le aruncăm. Da. Ar fi mai costisitor să le îmbunătățim. Pentru prietenii noștri care ne privesc acum, aș vrea să aducem puțin în discuție conceptul ăsta de cloud guvernamental. Foarte mulți dintre noi știm ce înseamnă un cloud sau măcar avem idee despre ce înseamnă un cloud. Este o chestie așa în care tu îți pui informațiile de unde poți, spre exemplu, să rulezi anumite aplicații și așa mai departe. Deci cam asta noi, la nivel de utilizator, este un spațiu. Inițial a fost mai mult un spațiu de storage, de depozitare a unor informații. În timp, cloud în general a devenit și un furnizor de servicii, de, hai să zicem, furnizare de aplicații și așa mai departe. Ce înseamnă, dumneavoastră, până la urmă acest cloud guvernamental? Și înainte de a-mi răspunde, am avut o discuție cu un om care am presupus eu că e foarte la curent cu ce înseamnă cloudul guvernamental și început să-mi spună, zice, dom'le, ăștia or să bage câteva sute de milioane de euro în niște hiperservere și acolo se va concentra totul. Eu nu cred că așa l-ați gândit și tocmai de aceea am să vă rog să ne lămuriți un pic ce e acest cloud, ce va fi acest cloud guvernamental. Da. În primul rând plecăm de la nevoile pe care le avem acum. Hai să luăm, de exemplu, administrația publică locală. Știu că e un subiect care vă pasionează. Cred că pe subiectul ăsta au fost primele noastre dialoguri. În primările din țară întâlnim iarăși bunele intenții de a simplifica munca, concretizate în fel de fel de aplicații cumpărate de la firme locale, așadar un mozaic. Ia gândiți-vă cât costă întreținerea, achiziția și întreținerea lor și doar vă las să vă imaginați cât ar costa dacă fiecare primărie conectată la internet n-ar mai instala astfel de aplicații, ci le-ar folosi prin intermediul unui browser rulate și administrate undeva. Cât ar fi cheltuielile operaționale la nivel național, cât ar costa securizarea acestor aplicații, da? Deci ar fi economii imense la bugetul de stat. Și atunci afirmația că probabil vor băga niște sute de milioane în ceva hiperservere ar trebui contrabalansată de câte miliarde ar economisi România dacă ar avea un astfel de sistem. Și am dat doar un mic exemplu referindu-mă la primării. Dar la fel de bine, într-o astfel de structură tehnologică ar putea sta
datele unor instituții mari care, peste care ar putea fi suprapuse aplicații de business intelligence, pentru că o paradigmă nouă a transformării digitale este că generăm date și le ar trebui văzute ca o resursă din care să învățăm și să construim politici publice. În momentul ăsta, vă dau un exemplu. Dacă am vrea, de exemplu, să aflăm câte persoane din județul Ilfov, având vârsta între 18 și 30 de ani, care au studii medii și s-au vaccinat, probabil că ar fi imposibil. Având această tehnologie și de stocare și de calcul cu viteză foarte mare și cu toate piedicile administrative, un astfel de rezultat l-am putea avea în 3 zile. Eu vă mai... În țările avansate, cam atât durează, între 3 și 5 zile pentru a obține seturi de date din care să înveți ceva sau cu care să-ți fundamentezi decizii. O politică publică. Exact. Și dacă tot ați adus în discuție fundamentarea unor, până la urmă, unor decizii și a unor politici publice, nu aveți dumneavoastră în mod direct vreo atribuție, dar eu mă întreb, ca un cetățean care am lucrat în domeniul ăsta, acesta al politicilor publice, mai ales în zona de local, când oare vom avea aceleași date și la nivel de INSSE și la nivel de direcții județene de statistică, pentru că există o mare problemă, dumneavoastră ați ridicat una oarecum simpluță. Eu vă dau alta, mai simplă, dar cu un impact fantastic. Noi avem, dacă mergem la direcția agricolă și întrebăm cât teren agricol fertil de un anume fel avem într-un județ, obținem o cifră. La direcția județeană de statistică obținem o altă valoare, iar pe site-ul INSSE, deci în baza de date INSSE, de la Institutul Național de Statistică, cel mai probabil vom obține cea de-a treia valoare. Da. Diferențele dintre ele sunt semnificative, pentru că 2, 3, 4% nu sunt de neluat în calcul. Sunt niște sute și niște mii de hectare care se pierd undeva. Nimeni nu știe absolut cât de valide sunt acele date. Și atunci fundamentarea oricărei politici publice pe niște date absolut incerte, da, devine și ea la fel de incertă. Absolut. Procesul ăsta va dura. Și am primit uneori întrebarea, dar dacă noi vom digitaliza administrația, ce se va întâmpla cu funcționarii? Asta era o altă întrebare. Eu vă spun că va fi de lucru ani buni până când vom ajunge să avem seturi de date integre pe care să ne putem baza pentru a lua aceste decizii. Dar aici sunt procese bine cunoscute. Nu suntem primii care trecem prin așa ceva. Sunt țări care au trecut în ani. Am avut întâlniri în ultima perioadă cu câțiva ambasadori ai unor țări care au ajuns să aibă ceea ce descriam mai devreme și au avut cu cheltuieli mari, cu pierderi mari, cu decizii greșite, până când au ajuns la o formulă. Noi, neavând timp, având experiența altora, sunt optimist că o să evităm mare parte din greșeli. Un alt aspect pe care presa l-a vehiculat de mai bine de un an jumate, 2 ani încoace, privind acest cloud guvernamental, este acel aspect al transparentizării, al transparenței cheltuielii banului public, având în vedere faptul că s-a tot vorbit de posibilitatea ca odată cu cloud-ul guvernamental să putem vedea în timp real, să zicem, la diferență poate de o lună, execuția bugetară, mai ales în zona administrației publice locale.
Probabil va trece ceva timp până când vom avea o asemenea facilitate. Da, aici cred că nu e atât despre tehnologie, despre cloud, cât mai degrabă de, iarăși, de o altă paradigmă, cea a transparenței. Pentru că chiar și în condițiile actuale, chiar și în format analogic, fiecare administrație publică poate pune, are posibilitatea de a pune la dispoziție aceste informații. Atât timp cât nu obligă nimeni. Păi tocmai, aici e mai puțin despre cloud, cât e mai mult despre o decizie și o schimbare de gândire. Și dacă tot a venit vorba despre decizie politică, aș vrea să vă întreb, domnule ministru, dacă pentru acest demers, cloudul guvernamental și digitalizarea în ansamblu, există voință politică la nivelul, nu zic guvernamental, la nivelul partidelor care sunt la guvernare, în arcul guvernamental în momentul ăsta? 100%. 100%. Nu am avut nici cel mai mic sentiment că e vreo frână de mână în care trasă de cineva. Asta este, mi se pare interesant, să sperăm că nici nu vor interveni, pentru că odată cu acest cloud guvernamental, evident, digitalizarea în sine va scoate la lumină și, hai să zicem, ceea ce nu merge într-o instituție publică. Se va vedea foarte ușor. Da, cum să vă spun, o astfel de infrastructură, cum anticipați mai devreme, poate avea roluri diferite. Poate avea rol de stocare, așa cum ne depozităm noi fotografiile prin nu știu ce cloud, pentru că nu mai avem loc acasă și știm că acolo e sigur. Dar în același timp poate fi un spațiu în care diverse instituții își pot dezvolta propriile aplicații. La fel de bine poate fi, de exemplu, un magazin de aplicații pe care guvernul îl recomandă instituțiilor. Așadar, noi îl gândim ca, hai să spunem, everything as a service, adică poți face pe el orice, dar vom ajunge gradual la nivelul respectiv. De asta procesul e de durată și, practic, în momentul ăsta începem ceva ce va dura zeci de ani. Domnule ministru, un alt subiect foarte disputat în spațiul media din România și mai ales pe rețelele de socializare a fost această infrastructură de 5G, de comunicații 5G. Și aici permiteți-mi să-mi amintesc o perioadă în care s-a trecut la infrastructura de comunicații 3G, care a durat niște ani de zile și știam foarte clar, mă uitam pe telefon și vedeam, aici nu am 3G, peste 500 de metri, un kilometru, apărea din nou rețeaua 3G. Deci s-a implementat în timp, s-a implementat cu costuri destul de mari din partea operatorilor de telefonie GSM și nici în momentul de față, spre exemplu, nu avem acoperit cu 4G întregul teritoriu al țării. Au fost atribuite licențele de 5G, operatorii au început să implementeze rețeaua, infrastructura. În ce stadiu ne găsim în momentul de față și cam ce știți dumneavoastră, cam când am putea avea deja în marile orașe infrastructură 5G? Sunt particularități care definesc aceste generații, că în fond generația despre asta 5G. Vorbim. Da. Da. Particularități tehnologice. Generația 5-a de transmisii de date cere o infrastructură mai densă, adică acele spoturi trebuie aranjate într-o rețea mai densă decât
anterioarele, 3G și 4G, din cauza, mă rog, frecvențelor. Și aici apare un mare impediment de, cum să spun, de implementare. Pentru că în zonele dense, cu populație densă, unde, hai să presupunem că cererea e mare, și aici nu mă refer numai la populație, ci mă refer și la zone dense economic, cu economie densă, unde ar fi nevoie de o astfel de tehnologie, costurile operatorilor pentru rollout ar fi suportabile și ar genera profit. Dar sunt zone în care implementarea unei astfel de tehnologii e undeva în jurul break-even. Nu e profitabilă în momentul de fapt. Și sunt zone în care nu e profitabilă. Și atunci nu avem acum neapărat un plan, pentru că noi am propus în PNRR către Comisia Europeană un buget consistent pentru a sprijini infrastructura pe care operatorii să-și poată instala tehnologii 5G, însă Comisia ne-a respins propunerea spunându-ne că întâi de toate trebuie să avem acea acoperire națională de 4G și după asta putem să ne gândim la un tip de ajutor de stat sau de a construi statul stâlpii și operatorii să vină cu echipamentele. Așa că mai avem o etapă până acolo, dar alminteri mai e un lucru de spus. 5G-ul nu e neapărat o tehnologie pentru utilizatorul final, pentru a ne pune noi internet acasă de viteză mult mai mare. E destinată mai mult comunicațiilor de date între mașini. Vedeți, în prezent, să spunem, sunt zeci de miliarde de senzori care transmit date prin internet pe planetă. Vor fi sute de miliarde de senzori conectați la internet care vor transmite date despre calitatea apei, despre calitatea aerului, despre poluarea fonică. Ei vor avea nevoie de un mediu bandă, de transmisie de date. Da, de o bandă foarte largă de date. Vedeți avansul tehnologiilor privind transportul autonom. Europa imaginează coridoare pe care camioanele vor fi autonome, camioanele de transport marfă. România e prinsă în aceste culoare, de-a lungul lor. Noi, săracii de noi, încă n-avem autostrăzile fizice. Da. Dar uite mai autostrăzile când digitale. Când le vom avea, vor fi autostrăzi, pentru că în proiectele de autostradă este obligatoriu să inserezi și o fibră optică, pentru ca ea să poată furniza bandă acelor spături 5G. Deci eu nu cred că vom evita asta. Să înțeleg, domnule ministru, că în acele proiecte finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență pe infrastructură, vorbind de infrastructura rutieră, da, vom avea infrastructura proiectată cu această... Absolut, e obligatoriu. Este obligatoriu. Este obligatoriu. Hai să o vedem, sunt tare curios. Dar deja sunt segmente de autostradă în România care sunt proiectate și construite așa. Da, dar țin să vă amintesc faptul că, spre exemplu, în Germania sunt senzori în asfalt care măsoară temperatura asfaltului astfel încât să dea un early warning, deci o avertizare timpurie tuturor conducătorilor auto de pe segmentul respectiv sau care urmează să intre în segmentul respectiv privind fenomenul de black ice, deci acea poșghiță de gheață pe care nu o sezizez cu ochiul liber, pe când la noi încă nu am văzut așa ceva. Nu, dar nu cred că vom putea evita tehnologia. Păi nu cred că e de evitat, domnul ministru, eu de-abia aștept să avem și noi o autostradă modernă. Și la fel rutele feroviare vor fi în aceeași parametri. Deci nu vor fi rute feroviare fără conectivitate. La ultima noastră vizită la noi erați la începutul mandatului și ne spuneați că cercetarea ar merita un buget de cel puțin 1%. Și este evident că în acest an acest lucru n-a fost posibil.
nu știu care e bugetul anul ăsta, 0, 5 miliarde de euro. 5 miliarde. Deși țări din Uniunea Europeană alocă și 2% din PIB. Și 3 și 4. Da. În prezent aveți în coordonare 43 de institute de cercetare dezvoltare plus alte multe altele sub egida Academiei Române. Există un mediu de cercetare științifică în România despre care foarte mulți nu știu. Și cred eu că cel mai grav e nu că nu știu. Opinia omului de pe stradă, neinformat, pentru că n-a avut cine să-l informeze până în momentul de față, este că, băi, și ăștia din Institutul de Cercetare taie frunză la câini. Ceea ce noi am făcut o documentare minimal așa cât am putut, dar am văzut că nu e chiar așa. Sunt institute de cercetare de dezvoltare care au, hai să zicem, rezultate absolut notabile la nivel internațional. Ați afirmat-o dumneavoastră chiar acum vreo săptămână că aveți de gând să îmbunătățiți viața cercetătorilor prin mărirea salariilor din cercetare. Cum veți face acest lucru, domnule ministru? Păi, ministerul nu are în subordine niciun institut. Acest institut... Da, aveți în coordonare. În coordonare, ceea ce înseamnă că noi... ne asigurăm mai degrabă că un institut, atunci când este acreditat, face cercetare, ne asigurăm că concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere în aceste institute sunt corecte, deci partea asta de normare și partea de verificare. Dar revenind la subiect și la, hai să spunem, soarta cercetării în momentul de față, pentru că asta e important. Cercetarea românească este critic subfinanțată. Ați spus-o foarte bine, acea jumătate de miliarde înseamnă 0,14% din produsul intern brut. De asemenea, mă mai uitam la câteva tendințe. În anii 90, România avea aproximativ 1500 de cercetători la 1 milion de locuitori. Astăzi avem sub 900 cu perspectivă de scădere. Cercetători la 1 milion de locuitori. Dacă am comparat cu Germania, Germania a plecat în anii 90 cam de la 3000 de cercetători la 1 milion de locuitori și a ajuns la peste 5.000 de cercetători la 1 milion de locuitori. Noi suntem la 900. Cu perspectivă de scădere. Asta ar fi una. Mai apoi, țările, hai să spunem, din vechiul bloc estic, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Cehia, au o perspectivă crescătoare a numărului de cercetători la 1 milion de locuitori. Deci România, din acest adică punct de vedere, crescător. Un trend crescător, sunt la valorile la care eram noi în anii 90, cu perspectivă de creștere. Așadar, subfinanțarea a dus la această brain drain, la această migrație a creierelor. Pentru că discutam astăzi cu unul dintre ambasadorii noștri, care a fost odată întrebat, voi ce exportați? Și a spus creier. Da, noi am exportat creier. Și asta e o dramă. Pentru că țările care nu își întrețin cercetarea vor plăti foarte scump. Mai devreme sau mai târziu, pentru toate lucrurile, vor plăti mai scump decât țările. De ce? Pe de o parte, din cauza puterii de cumpărare. Pe de altă parte, din faptul că acele țări au producție, dar cu valoare adăugată mică. Și atunci... Da, valoarea adăugată mare este dată de este rezultatele dată de creiere. De inteligență. Absolut, absolut.
Și aici, într-adevăr, avem, hai să spunem, institute de elită care sunt competitive, sunt angrenate în echipe de cercetare internaționale, livrează rezultate remarcabile, dar constatarea mea e că, în momentul de față, România face leasing de cercetători. Foarte interesant. Cum așa? Avem oameni super specializați în microelectronică pe ruinele a ceea ce a însemnat microelectronica de la Băneasa. Oamenii ăștia lucrează în echipe de top europene, dar nu sunt echipele noastre care au proiecte românești de cercetare. Avem în științele aerospațiale. Avem cercetători implicați în peste 170 de proiecte ale Agenției Spațiale Europene. Dar tot așa nu sunt în echipe românești. Da. Da, sunt în echipe mixte internaționale, ok, foarte bine. Dar nu dezvoltă produse care ar putea, să spunem, fi convertite în valoare în economia din România. Întorcându-ne un pic la modul în care putem să asigurăm, pe de o parte, retenția cercetătorilor și, pe de altă parte, să asigurăm această resursă de oameni bine pregătiți care să intre în zona de cercetare, evident că creșterea salariilor sau ar fi o soluție, dar poate nu neapărat singura. Domnule Groșanu, nu. Minima igienă a vieții de cercetător. Minima igienă. Asta la ce vă referiți când păi spuneți igienă? Mă refer la un minim confort. Păi cum să-ți asumi o carieră de cercetător care e diferită de a oamenilor obișnuiți? Pentru că presupune timp petrecut. E ca o viață de sportiv de performanță. Cu alte tipuri de plăceri și bucurii decât cele pe care le avem noi de a merge într-o vacanță. Mai degrabă cu faptul că ești invitat la un congres sau că ți se recunosc meritele științifice. Deci o viață destul de austeră, destul de călugărească, să spun așa. Ei bine, atunci când ca tânăr cercetător iei în calcul o carieră și veniturile tale sunt undeva 2-3.000 de lei pe lună și ca să-ți poți plăti o chirie decentă trebuie să faci glovo după, mi-e greu să cred că cineva e încurajat. Deci la asta mă refer, la minima igienă. În institute, în clădiri, pentru care ele fiind organizate prin propriul HG și trebuie să autofinanțeze, fie din programe publice, fie din programe cu mediul privat, cade tencuiala de pe pereți pentru că nu au bani pentru întreținere, nu au bani pentru minimum confort, și atunci când mergi într-un stagiu, într-un laborator și ești remarcat ca fiind foarte bun și cineva îți spune n-ai vrea în următorul proiect să lucrăm împreună, pleacă omul la cadă în pușcă. Bineînțeles, bineînțeles. Evident. Da. Și atunci revin la întrebare. Ce înseamnă a finanța cercetarea în România? Ce presupune această finanțare a cercetării? Da. Două lucruri. Unu, o finanțare instituțională care să ne asigure, cum să spunem, să avem o infrastructură de cercetare. Mă refer la echipamente, tehnologii. În ton cu media, nu trebuie să fim super avansați, dar avem și super avansate. Și în al doilea rând, guvernul să aibă un buget pentru competiții de cercetare. Pentru că asta crește valoarea cercetării, competiția. Să spună, lansăm un program de finanțare pentru tehnologii disruptive. Da? Finanțăm proiecte de blockchain, de cercetare fundamentală, proiecte de comunicații cuantice și atunci echipe de cercetare din institute aplică, sunt evaluate, se face un clasament și cel mai bun câștigă. Și de acolo pot fi finanțate și salariile mai mari, păi, poate, ale cercetătorilor. Absolut. Dar... Deci, până la urmă, competitivitatea acelor institute și a echipelor respective Dar generează venituri. În momentul de față, bugetele pentru competiție sunt pentru a nu închide, pentru a nu stinge lumina.
Deci abia și nici nu cred că ajung pentru o viață minimalistă. Da. Da. Poate cel mai renumit sau cunoscut în România proiect de cercetare este laserul de la Măgurele. Cinstit vorbind, când el este în județul Ilfov și de aceea am avut așa o... eu fiind și eu ilfoven, să zicem, am avut așa o apetență pentru a înțelege și a afla ceva mai mult despre cum a evoluat, în ce stadiu suntem și ce ne așteaptă cu această imensă infrastructură de cercetare științifică, laserul de la Măgurele. Și v-aș pune o întrebare foarte simplă. Nu de ce. Cum am ajuns noi, dacă aveți idee, să nu intrăm în acel Eric, acum, de la început. Uh-huh. Cum s-a întâmplat totuși? Uh-huh. Sigur, ceea ce există informație pe piață, o știm. Conflictul cu Gamma S, Eurogamma S și multe. Dar au mai fost lucruri. Acea întârziere de 2 ani a eliberării autorizației de mediu, care, cum să spun, mie mi se pare totuși 2 ani de zile. Este enorm de mult. Uh-huh. Și nu cred că dumneavoastră sau oricine altcineva poate să spună, dom'le, aia n-a reprezentat nimic. Evident că a indus o întârziere a întregului, a implementării proiectului. Dar eu am găsit, spre exemplu, și un alt factor. Este vorba despre faptul că România se pare că a întârziat cu transmiterea la timp a aplicației. A fost sau nu așa? Pentru că în presă au fost informații controversate. Unii au spus, da, dumne, s-a întârziat, de-abia în ziua în care, de fapt, a fost ședința, de-abia atunci s-a aprobat memorandumul în guvern. Care este realitatea, domnule ministru? Dacă ne referim la perioada pe care am prins-o eu, lucrurile au fost așa. Știam data la care va fi adunarea generală, care urma să consacre consorțiul. Anterior acestei date, o echipă formată din reprezentanți ai administrației prezidențiale, guvern, Ministerul Afacerilor Externe, conducerea IFIN HH și Ministerul Cercetării, am fost în contact, atât cât a fost posibil, cu cei de care ar fi depins primirea României în acest consorțiu. Am avut dialoguri cu miniștrii de resort din țările care fac parte din. Mesajul a fost foarte clar și răspicat. Cehia ne-a spus, chiar dacă noi am trimis scrisoarea, există un consens ca România să fie primită în acest consorțiu după ce el va fi consfințit. Nu în acest moment. Pentru că sunt multe lucruri din trecut care au generat neîncredere, în așa fel încât îl închidem și va fi mai ușor pentru România să adere după ce el va fi consacrat. Asta e momentul. Iar treaba cu memorandumul, că a fost în aceeași zi, toți partenerii care au alcătuit acest consorțiu și cei care au făcut parte din adunarea generală, erau informați că noi depunem un memorandum, discuțiile au fost foarte intense în acea perioadă și a fost un efort diplomatic pentru a-i convinge să facem parte din această primă structură. Răspunsul a fost categoric. Nu acum. Nu acum. Cu trei memorandumuri, răspunsul era deja formulat.
Din ce înțeleg de la dumneavoastră, până la urmă, lăsând la o parte poate faptul că și la noi implementarea e în întârziere, sigur, cu motivațiile respective și... Dar până la urmă a fost o problemă de încredere. 100% bilaterală. Bilaterală. Nu numai că ei nu au avut și au pierdut încrederea în noi, dar a fost și reciproc. Ați putea detalia? Păi știm foarte bine, conflictele au apărut atunci când termenii de livrare de către Eurogamma S au fost contestați. Atunci când caracteristicile tehnice ale clădirii unde Eurogamma S trebuia să instaleze sursa Gamma au fost contestați. Deci de aici s-a plecat totul. Neîncrederea a fost reciproc. Da. Ce va urma, domnule ministru? În luna iunie pregătim vizita comună a miniștrilor ceh și ungar ai cercetării. Dialogul, așa cum am spus, a rămas deschis pentru ca România să înceapă preparativele pentru a adera la ERIC. Mai 2023 este ultimul termen la care ar trebui să avem proiectul finalizat și raportat la comisie. O parte din sursa Gamma este deja la Măgurele și e în curs de instalare. Fără a fi și este furnizată achitată de Eurogamma S. E un furnizor alternativ. Un alt furnizor, dar o parte dintre componente sunt deja la Măgurele, vor susi și celelalte. Nu avem motive să ne încadrăm în termen, în mai 2023. De asemenea, până în mai 2023, eu am o mare încredere că România va face parte din consorțiu. Dragi prieteni, nu ne rămâne decât să-i urăm succes domnului ministru și întregii echipe de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și să le spunem atât. Suntem cu ochii pe dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult, domnule ministru. Mulțumesc. Dragi prieteni, vă urez seară bună în continuare. Rămâneți pe Link TV și noi ne întâlnim data viitoare la Unghiuri Subiective.